Primăria Capitalei, încă sufirea, a anulat contractul de achiziție a 100 de troleibuze. Motivul ar fi că firma câștigătoare nu a prezentat un certificat de omologare. A durat totuși mult până s-a constatat că, de fapt, nu erau îndeplinite criteriile, aproape șapte luni. Și rămânem cu timpul pierdut. Contractul de 43 de milioane de euro fusese câștigat de un producător turc care venise în consorțiu cu o firmă germană. Primăria solicitase 100 de trolee echipate cu sistem de stocare a energiei electrice, care să le permite să meargă 20 de kilometri deconectate de la rețeaua electrică pentru a prelungi traseele în noile cartiere ale orașului, unde nu există infrastructură de alimentare. Și de acolo poate să fie apărut problema. Producătorul turc are în portofoliu trolei buze, pe când constructorul german implicat în consorțiu face autobuze electrice cu baterii. Și este posibil ca această combinație să nu fie ieșit, trolee cu stocare de energie electrică, la final însă rămâne timpul pierdut și niște vechituri în serviciu. Licitația a fost lansată anul trecut în februarie, acum trebuie luat totul de la capăt. Deci un an și aproape 9 luni pentru a fi în același punct. Plus câteva luni până se organizează o nouă licitație. Și la achiziția de autobuze electrice avem aceeași soartă. Licitația a fost anulată de două ori din cauza ofertelor considerate neconforme de municipalitate, din motive tehnice. Fuseseră depuse trei oferte de la două companii din Turcia și de la una din China, venite la licitație în consorțiu cu o firmă de tractoare din România. Și la prima licitație am avut tot oferte din Turcia și din China și tot neconforme au fost. Este de remarcat însă absența greilor industriei la aceste licitații, care are legătură cu pragul de preț impus de primărie. Licitația este pentru 100 de autobuze electrice, iar valoarea totală a achiziției este de 45 de milioane de euro, adică aproximativ 450 de de euro bucata, și în condițiile în care 80% din achiziție este acoperită de fonduri europene, impunerea unui preț mic care scoate din joc producătorii importanți cam dă de gândit. Oricum, în mandatul Gabrielei Firea au fost favorizate achizițiile din Turcia, au fost luate 400 de autobuze autocar tot de acolo trebuiau să vină și troile buzele, iar achiziția de tramvaie cu aceeași origine a fost oprită doar de o decizie a instanței, iar contractul a fost dat către Astra Arad.